Secția de pediatrie a Spitalului Județean Slatina s-a transformat în loc de joacă și recreere. Meritul aparține unui grup de tineri inimoși cu inițiativă care au înțeles că cel mai bun ajutor pentru om este omul. Micuții au lăsat deoparte alte activități și au mers să-și petreacă timpul cu copiii internați la secția de pediatrie. Activitățile se desfășoară în cadrul unui proiect educațional bazat pe voluntariat și care se intitulează Ora de Joacă. Intenționam să promovăm ideea de voluntariat în rândul elevilor. O echipă inimoasă și mică de la școala Nicolae Iorga, pe care o conduc de altfel. O echipă la care am întâlnit dorința de a fi alături de aproapele nostru. Ne dorim să le extindem, evident că ne dorim ca la acțiunea noastră să participe și alte organizații, alte instituții, alte școli. Pentru început am primit acceptul și acordul Episcopiei Slatinei, care au fost alături de noi și au înțeles mesajul acesta. Încântarea a fost de ambele părți, atât copiii voluntari cât și cei internați la secția de pediatrie s-au bucurat din plin de ora de joacă. Aceștia au desenat împreună, au găsit subiecte comune de discuție și chiar au legat mici prietenii. Cum ți-au făcut ție copiii voluntari ziua de astăzi mai frumoasă și mai ușoară? Prin această activitate este clar că ziua mea a devenit mai bună din punct de vedere pentru tot ce au făcut ei pentru noi și mă bucur că au venit. Mie mi-a plăcut activitatea și mă bucur că au venit. Eu știu ce ai făcut împreună cu voluntarii astăzi. Am desenat tot felul de desene, pisici, căței, Mickey Mouse, iepurași, până la floricele. Îi mai aștepți pe elevii voluntari? Da, normal. De-abia aștept să mai vină. Bună, numele meu este Laurențiu și îmi pasă. Eu am venit aici la secția de pediatrie că vreau să se simtă copiii mai bine alături de noi. Prin acest proiect dorim să arătăm că și nouă copiilor ne pasă. Dorim să schimbăm mentalități. Acest lucru este foarte frumos și merită pe deplin că și noi în același timp ne recreăm și ne place ceea ce facem. Cadrele medicale sunt încântate de inițiativa copiilor de la Școala Generală Nicolae Iorga. Vizitele voluntarilor îi fac pe micuții internați să se simtă mai bine și să treacă mai ușor peste perioada petrecută în spital. Copiii sunt încântați, merg, ajută foarte mult la însănătoșirea lor. Da, este un proiect minunat. Ne bucurăm de acest lucru și așteptăm de acum încolo să revin cu mai multe idei, cu mai multe proiecte. Este foarte bine venit pentru pediatrie. Micii voluntari nu sunt la primul proiect de acest fel. În luna decembrie, aceștia au donat apă plată secției de oncologie a Spitalului Județean din Slatina.